Netejda, care ar fi concluziile după această remiză? Au sărbătorit prea devreme băieții dumneavoastră victoria? Nu am sărbătorit, nici nu ne-am bucurat pe teren, ați văzut dumneavoastră, nu am, n-am sărbătorit. Trebuia să jucăm, trebuia să dăm, am jucat fotbal, eu cred că am fost echipa mai bună, una peste alta, au făcut băieții, au făcut un meci bun, pare rău că din nou pierdem în ultimul minut, în ultimul minut, din păcate, și aici suferim, la fel la Craiova, am minutul 93, acum la fel. Vă dați seama că este dezamăgire când pierzi în minutul 93. Eu cred că am fost echipa mai bună. Am fost echipa mai bună, clar. Am jucat pozitiv, am încercat să pasăm, am încercat să jucăm ofensiv. Ei, în afară de bufa, minge lungă, într-adevăr, au calitate, au jucători, dar astăzi cred că noi am fost mai buni. Din păcate, n-am putut să luăm cele trei puncte. Ne doream foarte mult cele trei puncte. Am venit aici să luăm cele trei puncte, am venit să câștigăm. Am venit să jucăm și, din păcate, atât am putut astăzi. Dar mai au de învățat băieții dumneavoastră să gestioneze acest final de meci, aceste ultime minute? Ce să gestionez? Minge lungă, alunecă. Ce să gestionez? Spuneți dumneavoastră, cum să gestioneze? Dacă alunecă, dacă stai bine pe teren, nu aluneci, dai în minge. Normal, trebuie să nu aluneci în ultimul minut ca să poți să dai în minge. Pentru că era clar, minge lungă și am pus trei fundași central și din păcate niciunul n-a reușit să degajeze acea minge. Supărat un pic pentru modul în care a judecat faza din primele minute pe PAP? Nu sunt supărat pe jucători. Nu sunt supărat pe jucători. Niciodată nu o să fiu supărat pe jucători. Se greșește. Încercăm să eliminăm aceste greșeli, desigur, pentru că e important, dar nu sunt supărat. Îi felicit pentru jocul de astăzi. Eu cred că, v-am spus, am făcut un meci bun, au avut determinare, au avut ambiție. V-am spus, cred că una peste alta am fost echipa mai bună. Rămâneți neînvinși, totuși da. Oamenii de la club își doresc victorii din partea dumneavoastră și mai ales își doresc play-off-uri. Și eu îmi doresc victorii. Nu avem un obiectiv neapărat. Și eu îmi doresc victoriile. Am fost la un minus să luăm. Și dacă luam această victorie, eram acolo. Spunea domnul Iftime că în funcție de ceea ce se întâmplă la acest meci, ar putea chiar să schimbe antrenorul. Vă simțiți vizat? Nu mai întrebați, vă rog eu frumos lucrurile acestea. Întrebați-mă de fotbal, de tactică, ce sistem am jucat. Mă întrebați de fiecare dată acest lucru, la fiecare meci, ce spunea, nu știu cine, ce spunea. Eu ce să fac? Să comentez, să fac cancan, ce să fac? Întrebați-mă de meci, în ce sistem am jucat, de ce am abordat tactica aceasta, cum am reușit să dăm golurile, am încercat să schimbăm, să avem o posesie, să schimbăm direcția de joc. Cred că astea sunt întrebările cele mai potrivite, din punctul meu de vedere. Ce să vă răspund eu la lucrul acesta? Că am fost la un minut să câștigăm meciul și dumneavoastră mă întrebați că vrea domnul Valeriu Eftimie să ce? Patronii din România mai au decizii. Păi, asta e foarte bine. Și ce să fac? Mai mult decât să muncim, noi n-avem. Dacă dumneavoastră la fiecare conferință de presă îmi puneți aceeași întrebare, de vreo o lună și ceva, aceeași întrebare. Simțiți presiune? Înainte m-ați întrebat dacă simt presiune. Acum, haideți să vorbim despre joc, despre ce se întâmplă, cum au făcut ei tactica, cum, dacă credeam, nu știu, dacă i-am studiat, dacă nu, nu știu, lucruri de fotbal, de tactică. Ca să puteți să faceți și dumneavoastră tactica. Da, sigur că da. De aici trebuie să vorbim, cred eu, la aceste flash interviuri.